Cătălin Râsu va trebui să stea în arest până pe 8 mai. Judecătorii de la Tribunalul Gorj au considerat astăzi că reprezintă un pericol public după ce s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Rezultatul probelor biologice i-a convins și pe magistrați că trebuie să rămână în beciul poliției gorjene pentru continuarea cercetărilor. Accidentul a avut loc duminică noaptea pe strada 8 mai din Târgu Jiu. Două tineri au ajuns de urgență la spital după ce mașina lui Cătălin Râsu le-a lovit pe trotuar, unde apoi a intrat în coliziune cu alte trei autoturisme. Una dintre fete a fost operată ieri la Spitalul Colentina din Capitală, iar cealaltă se află în Spitalul din Târgu Jiu, având multiple leziuni. Amândouă vor sta în spital cel puțin două luni. Fiul afacerisului descoperit bea de testele ulterioare riscă să stea până la 5 ani după gratii.